România se află pe primul loc în Europa la consumul de zahăr și alcool. O demonstrează studiile, potrivit cărora, la final de 2022, țara noastră a înregistrat o creștere cu 40% la consumul de băuturi alcoolice față de anul anterior. Studiile arată că românii se află printre cei mai mari consumatori de zahăr din lume și pe locul întâi în Europa, media națională fiind de 30 de kilograme pe an pe cap de locuitor. Zahărul nu este însă singurul pericol care ne pândește. La fel de grav pentru sănătate este și consumul de alcool, la care România este din nou campioană, dar și consumul de tutun. Eu cred că într-o democrație liberală autentică, cetățenii trebuie consultați și nu constrânși, că trebuie să adopte o conduită corectă atunci când vorbim de sănătatea noastră, că nu întotdeauna ceea ce consumăm zilnic sunt și cu influență sănătoasă. Îmi doresc o abordare unitară cu politici țintite către diferite categorii. De multe ori vedem la televizor că nu trebuie să consumăm sare și că excesul de tutun dăunează. Dar e greu să ne adaptăm și să conștientizăm. Nu trebuie să uităm că fumatul este un indicator pentru cancerul de sân, obezitatea are la bază o alimentație necorespunzătoare, spune senatoarea Nicoleta Pauliuc, relatează Antena 3.ro.